Inițial, rudele bărbatului mort au apelat la pompieri pentru a aduce trupul neînsuflețit la mașină, însă au primit doar o targă mobilă, nu și echipă de intervenție. Autoritățile spun că nu pot interveni în astfel de cazuri, întrucât nu le permite regulamentul. Având în vedere că persoana este decedată, nu reprezintă o situație de urgență, drept urmare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Basarab Dâmbovița nu are competențe în acest caz și nu intervine în astfel de situații cu forțe proprii. Li s-a pus la dispoziție o targă, o saltea pentru persoane supraponderale pentru a fi coborât din locuință. Cred că numai cu macarau trebuie să-l dea jos. Se vor chinui ei să-l scoată. N-are cum. Nu pot păscări, nu, îl știți cum e. Nu mi se pare bine, pentru că n-are cum. Păi n-ai cum să-l scoți, că el de-abia... L-ați mai văzut în ultimul timp, mai ieșea din casă sau nu ieșea? Rar, când mai venea câte o salvare să-l ducă să mai facă ceva așa, da. Și se chinuia pe scări să coboare. Se chinuia, să urca, da ce? Urca o scară, să-l chinuia săracul de bară. Pentru că nu au avut altă variantă, rudele au apelat la vecini și la prieteni pentru a coborî trupul neînsuflețit de peste 250 de kilograme de la etajul 4. 8 persoane s-au chinuit pe scările înguste, iar la cărat a ajutat inclusiv soția îndurerată. La o puști ușor. Pentru dumneavoastră unde e doamna. Deci tu aici fără un La fiecare etaj, cele 8 persoane erau nevoite să lase trupul neînsuflețit jos pentru a-și trage sufletul. S-au chinuit minute în șir până au ajuns la parter, unde era duba cu care mortul a fost dus la o casă de la țară pentru priveghi și mormântarea creștinească. A fost o situație foarte grea, întrucât a trebuit să-l coborâm la etajul 4. Autoritățile locale nu ne-a ajutat cu nimic. Am intervenit la pompieri, la Zmurt. Au refuzat, ne-a servit decât cu o saltea. A spus că în regulamentul lor prevede că numai vii poate să-i coboare. A fost o situație foarte critică, dar nu puteam să-l ținem în casă. În final trebuia să facem și această coborâre. 250 la cântărire mai de acum 2-3 luni. În jur de 250-260. E grav, pentru că se te vine să dea jos o pisică după etajul 4 și un om care... Asta a fost bolnav. Trebuia. Dacă erau în viață, deci puteau să intervină. A zis că așa, dacă a decedat, nu mai e de competența dânșilor. În cele din urmă, oamenii au reușit să ajungă cu trupul neînsuflețit la parterul blocului, fără sprijinul autorităților. Pe scări, unii dintre ei s-au și accidentat.